neamul nostru trece această golgotă permanentă, acest urcuș care lună de lună, an de an, nu l-a întâmplat nimic, această suferință, această persecuție. De acum 2000 de ani se exerce asupra Ortodoxiei. Același era mic, același dușman, același evreu de acum 2000 de ani, același evreu în zilele noastre. Care de toate metode vin și lovesc puternic. Globalizare, ecumenism, și toate în sfârșit este mățile care vin și descompun mereu viața noastră cu semnul tuturor. De aceea trebuie foarte multă atenție, ce carte citim, ce ziar citim, ce reviste citim. Acum este moment cel mai plin să ne legăm de părintele nostru, de omișesc, ne legăm de epitrahirul părintelui, că El este cel care ne leagă și ne leagă. El este o cheia împărăției. El ne dă mâna noastră. Mântuitorul bată la ușa inimii fiecăruia. Și părintele, pe cheia se discuie și intră Mântuitorul Hristos. Ceea trebuie să fim mult atenți, să dăm cinste biserici. Este corabia care ne conduce în valurile mării, care ne poartă în loc cu iscuțința preotului. Este dus în sine corabia mântuirii a creștinilor suflete. Sigur, singurul om care mai poate avea o gândire înainte, o îndrăveală înaintea lui Dumnezeu, că de ce l-a ales cu harul ca să poată ridica în sfârșit și sufletul cel care se încredințează atunci când e otonit greu, îi pune Sfântul trup al lui Hristos în mâna lui și de mâinile tale se vor cere sufletele lor. Preotul este cel care de voastră ne sepiți într-o strânsă colaborare, într-o ajutorare permanent după noi ca să putem ajunge ca într-adevăr să ne cerim împărăția lui Dumnezeu. Că spune Sfântul Ioan Necrostat că munții, apele, băile, rădinile, vezile împreună cu biserica formează pe vol de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Păi deci noastră, cu țara noastră, în primul de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Biserici peste tot, mănăstiri, mormintele voivodilor noștri, a dumitorilor noștri, a luptătorilor pentru cultul, peste dumneavoastră, toate bisericile, formează într-adevăr o pregătire a noastră de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Intră într-o biserică, cu ori picturi, feșuri, sărmânări, afrință, cântări frumoase. Intră din ce în ce mai sfios, tot mai sfios, până în fața Sfântului altar. Acolo, unde se sfârșit din părtășire, sângele, trupul Mântuitorului și Hristos. Asta este biserica creștină ortodoxă. Dumneavoastră, formați în plimbare așa, formați o misionarist, formați o călătorie sfântă, mergiți peste tot și vizitați și vedeți, vă completați cei ce în sfârșit noi la dumneavoastră găsiți în timpul acestei călătorii, mergeți acasă, mai învățiți, mai dispareți monotonia aceasta de noastră, mai ești copii, mai ești tine, mai ești bătrâni, ești în sfârșit. Într-o prefacere, într-o femeie, este
este apă care mereu trebuie să se miște. Ce înseamnă apă care zace într-un lac acolo, închis? Când e dat drumul, e apă care curge, o schimbă de altă curvatură, altă. Dar trebuie să știu, e știu nostru. Din popasă în popasă, spovedește, să împărtășește, să renoiește. În generață, ea să nu se creștine, de ce este un post acolo de 7 săptămâni, de 6 săptămâni, de 2 săptămâni, de ei. Dar de nu știu decât momente de pe față și pe față. Ales nu se creștine. Și cine e pentru toate lucrurile acestea? Cine răspunde? Părinte, orice se întâmplă în viața, nu mai este un cer, nu mai este, nu mai este televizor sau de acolo. Acolo e tata și mama, acolo e și duhovnicul, acolo e tot. Acolo e și iad. Acolo e iad. De aceea, toate ce este zală și zală și în Dumnezeu, ce este pentru distracția aceea, pentru pregătirea, toate acestea sunt potrivă să mă trebuie omul la televizor, nu să nu folosească calculator, să nu folosească, dar cu înțelepciune. Și cu atâta vreme cât e pentru zidirea lui Subăiteasă. În momentul când nu mai e cu zidirea Subăiteasă, nu mai folosim